Astăzi au început înscrierile la școala de agenții de poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Tineri din toată țara au venit să achite taxa pentru a susține examenele. Pasul pentru un vis devenit realitate, acela de a fi om al legii. Anul acesta avem o scădere semnificativă a numărului de candidați. Ne așteptăm să fie în jur de 2000. Față de anii trecuți când am avut 6-7 mii. Numărul de locuri este mai mic, într-adevăr, este sub jumătate față de anul trecut. Avem 650 de locuri anul acesta. Proba scrisă va fi pe data de 29 și rezultatele concursului, rezultatele finale, apreciem că în jurul datei de 31 august, 1 septembrie. Deși salariile polițiștilor au scăzut considerabil, pericolul la care se expun în munca lor este din ce în ce mai mare și promoția anterioară încă nu a intrat în pâine. Rămâne pasiunea. Până terminăm în școală, dacă ne-a scut Dumnezeu și intrăm, poate să fie mai bine plătit. De mic ai visat să te faci polițist? Da. Chiar de la vârsta de 10 ani. Și nu este prima oară când încerc la școala de agenți, am încercat și anul anterior. De ce vreau să mă fac polițist? Îmi place. Meseria de polițist. Este una frumoasă, chiar dacă își asumi unele riscuri. Ca de exemplu? Ca de exemplu cum ar fi violențele de stradă, huliganism, clanuri, bătăi, foarte riscuri majore. M-am hotărât târziu, n-am mai avut timp să învăț pentru alte facultăți. E bine aici, pe un salar, nu foarte mare, dar poate în 2 ani până gătăm noi, dacă intrăm, se face mai bine. Știi că cei care trebuiau să termine anul acesta încă da, nu termină? Am prieteni care, din Hunedoara, care au terminat anul ăsta și numai în ianuarie a zis că le dau loc de muncă. Măcar știu că o să iasă pe ceva bani. Alții care termină facultăți sau cu două facultăți acasă. Nici fetele nu sunt mai prejos. Unele simt că pot să mute munții, altele iubesc uniforma ce impune sau impunea respect. Asta mi-am dorit. Ai pe cineva în familie care a lucrat în poliție? Nu, am foarte mulți prieteni și prietene. Și ce te-a atras cel mai mult spre această meserie? Uniforma. Este meseria pe care îmi doresc să o practic. De ce? Sunt anumite riscuri pentru fete, nu? Într-adevăr, aveți dreptate, dar, sincer, asta mă caracterizează și asta vreau să fac în viață. Și financiar? Financiar, într-adevăr, lasă de dorit, ce pot să vă spun, asta știe toată lumea, dar cred că, totuși, se merită, dacă, într-adevăr, îți place. Ca imagine, ținuta pe care o alegi, chiar și la înscrieri, contează. An de an, de pe băncile școlii de agenți au ieșit mii de polițiști, unii chiar cu rezultate deosebite. Din nefericire, în sesiunea august 2011, numărul de locuri a scăzut sub jumătate.